Zi de meci. Astăzi CFR versus Botoșani. CFR care vine după victoria din derbiul Clujului de luni, videoclip care este pe canal, meci la care am fost, un meci senzațional, iar Botoșani cu un început foarte prost de campionat, doar 3 rezultate de egalitate și nicio victorie. Rămâne de văzut dacă Botoșani va reuși să facă surpriza și să câștige în sfârșit primul meci.
Final de meci, victorie CFR, cum era de așteptat, s-a văzut clar că CFR e echipa mai bună, iar Botoșanul, din păcate, personal, cred că are nevoie de mari întăriri pentru a reuși să facă ceva în acest sezon și pentru a încerca să rămână în Superliga României, deoarece jocul lor a lăsat foarte mult de dorit. Și într-adevăr este o diferență mare de valoare între cele două echipe, CFR încercând să câștige un nou campionat și Botoșanul, bineînțeles, luptându-se, cred că pe viitor, în play-out, dar au nevoie clar de întăriri, deoarece deja au trecut etape destul de bune în Superliga României și n-au nicio victorie. Și cam atât pentru astăzi. Până la următorul meci.